Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like că mă ajută. Ca să mireasă sezonul nou, bineînțeles, fetele se plângeau că băieții fac noaptea gălăgie. Au fost întrebați ce se întâmplă și ziceau că vorbesc de fete. Totul despre fete. Liviu a fost norocosul care a câștigat cina cu fetele. Îmi place de Liviu, sper să nu mă înșel ca la celălalt Liviu, că și de la sezonul 8, că și de acela mi-a plăcut la început, dacă vă amintiți, mi-a plăcut, după aceea numai. Asta pare băiat fain, să-l vedem. A fost prin casă, a vizitat camerele, prin bucătărie, a stat de vorbă cu ele și zicea că i-a tras de Andrada, hai să vedem, poate iasă ceva. La început, știți că au avut blind date-ul, zicea că e prea mică, că nu e pregătită de căsătorie, dar stând de vorbă cu ea, a mai schimbat din păreri, mama lui cam rezervată, dar zice că e fată bună, ce să zică și ea, imparțială. Iar fetele au gătit, bineînțeles, și l-au primit cum se cuvine pe băiat, da? Foarte încântat a fost, am văzut că tot râdea el și el zâmbăreț așa de felul lui. Și întrebat de Simona Gherghe dacă vrea să mai cunoască și alte fete, a spus că nu, deocamdată vrea să o cunoască pe ea. Dar Andrada nu prea era așa sigură, plus că el spunea că ea are studii și el n-are, că e doar muncitor în construcții. De fapt, dacă ar exista iubire, e prea devreme să vorbesc despre asta, dar zic așa, nu s-ar ține cont de lucrurile acestea. Și ei ziceau fetele că vă potriviți, îl încurajau și pe el și pe ea, uite că dansează bine. Apoi, când băieții au fost atunci în live, fetele au fost în casa lor, a căutat, a spălat vasele, a adunat paharele, dar le-a și căutat prin lucruri și una dintre fete a lăsat o urmă de ruj intenționat, zicea ea. Da. Iar mamele și fetele și-au fixat program de curățenie, de gătit. Hai să vedem cât o să meargă și acest program, pentru că băieții ziceau că ei sunt foarte, foarte organizați. Așa la început. Băieții pregăteau omletă, unul pregătea și ziceau că mănâncă doi sau trei din ea. Dar ceilalți ziceau, miroase ars, căpute, dar mie mi se pare că mai mult glume sunt decât serios, deci nu cred să fie un conflict între ei, așa cred eu. Apoi au învățat și regulamentul, unul dintre băieții spunea altuia, încă nu le-a învățat numele, puțină răbdare până le învăț, așa, că nu trebuie să vorbească în timp ce schimbă bateriile, asta așa e adevărat, câteodată și eu mai uitam. Apoi acesta se scuză că nu a realizat, normal. Apoi Albert, care a cunoscut fetele, a rămas în pauză, după ce a plecat prezentatorul, a rămas în pauză să mai vorbească cu ele, că era foarte emoționat, s-a dus prin bucătărie, a cerut un pahar cu apă, toate au venit, l-au înconjurat, au început cu întrebările, într-adevăr e și un băiat frumușel, plăcut de fete, și a văzut-o pe Maria cu care a fost la date și zice, a, deci cu tine am fost la date. Nu știu dacă a plăcut-o din prima, cum arată, e frumușică. Da. Bineînțeles că le-a spus că toate sunt frumoase, păi ce era să le spună? Și bineînțeles că a fost și întrebat câți ani are, i-a zis că face 23 luna viitoare, cred că e vărsător. Și că e cel mai mic, iar Andrada, a vorbit și cu ea, spunea că și ea e cea mai mică dintre fete, 20 de ani. Și s-a simțit foarte bine cu ele, da, chiar s-a simțit foarte bine cu fetele. Apoi s-a vorbit și de Liviu, care a fost invitat la cină de fete, au gătit macaroane. Andrada a gătit și zicea că nu sunt așa bune, că au fier prea multe și ce dacă, Liviu spunea că nu e el pretențios, dar oricum fetele au spus că sunt bune. El zice că o place pe Andrada, dar ea nu s-a arătat absolut deloc atrasă de el și face și niște talente așa când vorbește cu el. Mie nu-mi place absolut deloc de ea. Nu.
Apoi Liviu a venit cu oala care a fost trimisă de mame cu perișoare, dar a adus un gulaș, fetele foarte emoționate pentru că se așteptau cu oala să fie goală. Iar Doni a primit ceva de la un băiat, i-a dat un băiat ceva lui și a fost presat foarte tare de fete să facă un top 3. La început Liviu a evitat pentru că știți că o place pe Andrada, el doar. Dar până la urmă a făcut, a zis că Delia și una e Delia și alta e Antonia, parcă. Da, și Antonia. Și Antonia. Și au mai stat de vorbă, dar nu mi-a plăcut deloc cum l-a tratat această Andrada. Nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că tot timpul strâmba din nas, își făcea așa niște fețe. Deci topul lui e Andrada pe primul loc, Valentina și Delia. Nu? Zicea că să tacă din gură, cam așa ceva le-a pus și pe celelalte. Dar ea, orice ar fi spus el, nu era cu nimic de acord. Nu-l place, tot strâmbat din nas, arogantă, așa se uita la el. El băia simplu, mie îmi place de el, chiar e printre simpatiile mele, dar în acest timp și el era la fete la cină, băieții au votat și s-au gândit și au ales și ce au mai făcut liderul casei. Până vineri, bineînțeles, și a fost ales Liviu. Pentru că fetele ziceau că data viitoare o să aleagă pe nu știu care, dar nu o să mai este data viitoare. Începând de la prima gală, o să voteze telespectatorii. Fata săptămânii, băiatul săptămânii, mama săptămânii, se termină cu votatul lor. Așa de liniștiți. Acest băiat, Șervan, de origine kurdă, a avut un blindate cu Valentina, că pentru că ea nu mai a rămas să ne aleasă de mame. A vorbit despre religie, despre viața lui. I-a spus că e antrenor de fitness, că a lucrat și barman dacă nu mai vrea, a renunțat la barman și că a avut o singură relație, parcă mai serioasă. Vrea să cunoască toate fetele, apoi să vadă de cine o să fie atras. Și vrea o persoană mai puternică decât el și vrea 2-3 copii. Dar că nu e musulman ca religie, dar nu e practicant, așa că nu îi pasă atâta foarte bine, că nu îi pasă, religiile n-aduc nimic bun, asta e părerea mea. Și zicea că e foarte ordonat, că îi place să culce de vreme, dar în casa mireasa nu o să aibă nicio șansă. Că vrea să-și găsească jumătatea, dar încă nu e hotărât dacă să se însoare sau să nu se însoare. Da? A mai zis că nu vrea pe cineva care a făcut videochat. A zis altfel, ceva conținut pentru adulți, cam așa ceva. Bineînțeles că Valentina nu i-a zis nimica lui direct atunci. Apoi a intrat să cunoască fetele. Fetele s-au uitat la el, câteva i-a pus întrebări. Așa. Antonia a vorbit în numele fetelor și le-a spus că le place ce au văzut. Că e atletic, că ei îi plac atleții, dar contează și ce simte. Bineînțeles, asta e pe primul loc. Pe primul loc. Și Maria l-a întrebat dacă ar fi dispus să-și schimbe religia și a spus că da, că nu l-ar interesa dacă găsește persoana potrivită, normal. Și a fost întrebat de Simona Gheorghe dacă se duce în țară. El a spus că n-a prea fost de 2 ori, nu-l prea atrage zona. Deci s-a votat și mama adoptivă, doamna Carmen s-a oferit ea. El a fost de acord să fie mama lui adoptivă. Deci o să fie frate cu băiatul doamnei Carmen. Și să vedem cum vor decurge lucrurile cu acest băiat, pentru că a mai avut un musulman și nu s-a legat nimic. Vom vedea. Ionuț Deniș.
avut un blind date cu Delia, bineînțeles că a fost și mătușa lui, Ioana. Ioana îmi place, așa, e comică, dar nu mi-a plăcut cum a fost îmbrăcată în live. Avea o bluză sau ce avea pe ea foarte decoltată, ridicol pentru vârsta ei. Ce faceți ea la întrecere cu fetele? Chiar am văzut-o și pe Facebook, a avut niște comentarii foarte urâte. Și au stat de vorbă, apoi normal că a venit ca să-l cunoască fetele, l-a cunoscut fetele. Și întrebări, normal. Râdeau de el pentru că a spus că ar vrea o femeie să nu fie mai deșteaptă ca el. Asta e aproape imposibil, pentru că, în general, toate femeile sunt mai deștepte cu bărbații. Și nu e părerea mea, e dovedit științific asta. Cu toate că bărbații n-ar accepta, pentru că au un orgoliu foarte mare, n-ar accepta așa ceva, dar asta e. Asta e. Și mai povestea că a făcut cursuri de autodezvoltare, știe foarte multe lucruri, da? Dar mi-a plăcut de Antonia, pentru că ea a vorbit cel mai mult, că îl vede amuzant. Îl vede foarte amuzant și spunea că face și yoga. Da. Iar bineînțeles, una dintre întrebări, de ce e singură, că și-a vrut. Dar că are în vedere o familie. Da. Și iar vrea un bărbat. El zicea că nu se consideră bărbat, că e încă băiat. La 30 de ani nu poți să fii băiat. Depinde. Poate că e băiețos. E bun și asta. Iar mătușa sa, Ioana, a plăcut-o foarte tare pe fată. Chiar a plăcut-o foarte tare. Ia să vedem, poate iasă ceva între ei. Sau poate nu. Iar următorul băiat care a cunoscut fetele a fost Andrei. Dar nu cine știe ce întrebări, mai mult în casă au stat de vorbă. Cam atât am avut până acum și vă rog să aveți, să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul, dați like. La revedere!